care au stabilit în mod ierarhic posibilitatea de a achiziționa aur la prețuri foarte mici, în sensul că luau preț pentru luau bijuterii pentru tupit, foloseau amanetori și mai mult de atât magazine speciale care se ocupau cu cumpărarea, altele cu vânzarea și altele cu valorificare în sistemul amanet a bijuteriilor sau prin magazine de profil bijuterii. Ideea era că se achiziționa aurul la un preț redus, se ducea în afara granițelor țării în sistem contrabandă, adică în mod ilegal, acolo se topea, după care se aduceau bijuterii noi și erau introduse din nou prin aceste magazine și vândute. Cu eludarea taxelor vamale, cu eludarea accizelor și de asemenea tot ceea ce înseamnă pe linie de evaziune fiscală, TVA și tot ce ținea de taxe și impozite. Sigur că activitatea a fost susținută, după cum a precizat domnul procuror șef, de toate formațiunile, toți colegii noștri din cadrul brigăzilor de criminalitate organizată din țară. Au fost sprijiniți și de către inspectoratele de poliție, unele dintre ele la care am apelat pentru acele capturi de aur secvențial în diferite județe și una peste cealaltă rezultatul vi l-a prezentat în procuror șef. Ideea că cam 67 de kilograme erau azi dimineață de aur. Vă pot spune că ca o informație la Iași au fost găsite lingouri de aur și monede de aur într-o locație. În același timp s-a discutat despre o topitorie existentă la Iași. În același timp am avut niște informații și s-au materializat în percheziție la București existența unei astfel de topitorii clandestine. Și sigur că toate acestea generau sume fabuloase care erau sustrase de la plata taxelor și impozitelor către stat, pentru că, cum prea bine vă dați seama, se lucra pe un stoc tampon și pe documente poate false, poate mergeau pe o parte legale și altele prin introducere, folosind un stoc tampon și se introduceau pe parcursul vânzărilor.